Da, bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor noastre. Bună seara, Răzvan Zafir. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Bună seara tuturor și nu mai năvălim în această problemă în care ne aflăm cu pandemia, pentru că a existat această ședință a CNSU și au existat aceste concluzii pe care oamenii de acolo le-au tras în favoarea noastră, că pentru noi s-au întâlnit, nu pentru ei. Ei ar fi făcut cu totul altceva. Ei dar puteau să noi doarmă la ora aia, în primul rând, pentru că noi ședința a fost matinală, puteau să, mai ales pe căldura asta. Vreau să spun că m-am trezit astăzi și am deschis materialul destinat acest informării populare. Informarea, cum se zice? A, informarea și mă așteptam serios, zic, să vezi dacă mai, nu știu dacă mai am voie să ies în casă, începând astăzi, la ce restricții vor vedea. Atmosfera premergătoare care preconiza această ședință era să vezi că bagă ăștia, nu mai. Deci la voie. Cum ne-au pregătit în ultimele săptămâni că doar vaccinații vor intra în mall în weekend, restul sărăcimea în timpul săptămânii, că nu vei mai avea voie să faci piața, că nu vei mai avea voie să respiri, că nu vei mai avea voie să gândești, că nu vei mai avea voie să trăiești. Deci părea, nu știam sigur dacă pot să ies din dormitor fără pașaport electronic. În spațiile neesențiale, în weekend sau în anumite ore, persoanele nevaccinate nu vor avea acces, zice domnul Barna. Asta era atmosfera anterioară. Deci de aici s-a pornit ca așteptare. Păi să-i seama că te gândești, bă, dacă mă lasă să ies în casă, tot e un succes. Când? Deschid lista de măsuri de la 1 august. Da. Ce să vezi? Ce să vezi? Pentru că lucrurile arată mai degrabă spre relaxare. L-am auzit și pe domnul Câțu zicând niște lucruri importante zilele acestea. Tot în sensul care se vor schimba, se vor înăspri un pic. Pentru că uite-te și tu ce se întâmplă în lume și se poate întâmpla și la noi, și la noi au început să crească cazurile. Și domnul Câțu din ce s-a mobilizat, iată ce s-a întâmplat. Întreba ce măsuri de relaxare vor fi luate de la 1 august, Florin Câțu a răspuns: nu foarte multe, asta înainte. Nu foarte multe, rămânem cam cu ce avem. Masca rămâne la interior. Nu știu ce, cu tare. Deci atmosfera. Dar stai, ascult-o pe Ioana Mihail pentru B1 TV vineri seara. Ce declarații făcea? Având în vedere evoluția pandemiei, relaxările pentru vaccinați pot să continue, dar pentru persoanele nevaccinate, care sunt cele mai expuse riscului, dacă cifrele cresc semnificativ, să existe restricții. Zic, atât a fost. După care avem vorba despre restricții în toate spațiile publice neesențiale în weekend. După care îl vom avea pe domnul Barna în spațiile neesențiale în weekend. Deci reiterează ideea de spațiu neesențial, este un concept nou, da. Reiterează ideea de weekend și reiterează ideea de restricții pentru persoane nevaccinate în spațiile neesențiale în weekend sau în anumite ore, că se putea și în timpul săptămânii sau te lase. Tu vezi cât e ceasul? Dă-i drumul de aici, nevaccinatule. Persoanele nevaccinate nu vor avea acces. Astfel de măsuri pot fi avute în vedere dacă se ajunge la o anumită incidență într-o localitate. Poliția și jandarmeria să fie mult mai exigente în a se asigura că cetățenii respectă reglementările. După care, premierul Florin Câțu a zis: domne, suntem pregătiți nu numai de valul 4, da? Asta mi-a plăcut. Deci nu, asta e nu numai esențial. De valul 4. Deci astea sunt declarații, vorba, spații esențiale și spații neesențiale. Asta e spațiu esențial, declarația asta al lui Florin Câțu. Suntem pregătiți nu numai de valul 4, suntem pregătiți să depășim pandemia. Să depășim pandemia, să lăsăm pandemia în urmă. Vă dați seama că trecem ca nebunii, mergem cu viteză foarte mare. Deci, practic, suntem în situația în care vom fi prima țară care va ieși din pandemie. Cam asta era atmosfera. Și 24 de ore mai târziu apare lista de decizii sau de măsuri ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență. De la 1 august, spectacole cu până la 75.000 de telespectatori. De spectatori și telespectatori. Tribune pline la competițiile sportive, discotecile deschise la capacitate maximă. Practic. Doar masca în spații publice închise și în mijloace de transport. Cred că se poate purta sub nas. Deci ca o măsură de asta de relaxare. Mă, să mă pregătești pentru forma asta de separare a populației. Da. Deci anumite cartiere pentru segregare, segregare, păi chiar mă gândeam, zic, deci ăștia nevaccinații vor sta, nu știu, în sud, probabil vaccinați în nord, la fițe. Deci vom muta, se vor atribui locuințe pentru nevaccinați, nu vor avea voie să iasă din cartierul lor, vor cumpăra alimente pe bază de cartelă. Cam asta era atmosfera transmisă de vicepremierul Dan Barna și de ministrul Sănătății Ioana Mihailă și de premierul Florin Câțu, care a spus mai ușor cu relaxările. E vorba de măsuri, nu de relaxări. Și au venit relaxările. Tribune pline, discoteci la maxim, nebuneală, înghesuială, peste capacitatea maximă, să se și înghesuie oamenii. Hai că a zis capacitatea maximă. Tanchii capacitatea maximă, intrați, doamne iartă-mă că nu-i problemă. Precum și concerte, măcar 75.000 de spectatori. Păi cine vine, mă, la un concert? Cine
De unde strângi tu 75.000 de spectatori la un spectacol în România? Haideți să explicăm colegului meu că... Cine-ți mai vei vreo? Are aerul ăsta așa de parcă, domnule, sunt niște... La cine, mă, la Mirabela, da, ori, la cine strângi tu 75.000 de oameni, domnul Buzoianu? Se adună, Răzvan, o să fie Antoldu în septembrie și în sensul acesta s-a organizat, pentru că domnul Poc ar fi fost deranjat. Păi avem și noi Antoldu ăla, domnule. Ce facem cu el? În septembrie va fi acolo, vă dați seama. Corect. Acum, uite, dar n-am luat în calcă Antoldu, domnule. Deci, acum de ce? Pentru că pare așa o stare de inconștiență. Pare, domnule, ăștia sunt inconștienți, domnule. Nu se poate așa. Nu, nici n-are nicio legătură. Sunt foarte conștient. Pentru că domnul Câțu a anunțat, suntem pregătiți de valul 4. Deci vă dați seama că în momentul de față abia așteptăm valul 4 să vină mai repede. Mă, n-auzi? Nu numai că suntem pregătiți de valul 4, da. Suntem pregătiți să depășim pandemia. Sau de balu, a zis. De balu, de balu 4. 4, poate când am de bal. 6. Bun, foarte acum, hai ca să relaxezi și noi un pic lucrurile. Ce să mai relaxezi, mă, de aici? Păi hai să spun ce să relaxezi. Păi a mai rămas ceva încordat ca să relaxăm noi? Facebook-ul doamnei Raluca Turcan a rămas încordat, o stare de încordare acolo. Doamne, apără și păzește. După ce i-a urat la mulți ani lui Brucantal, a rămas o stare de încordare. Bă, că i-a urat la mulți ani, nu mă deranjează. Am văzut, da. Da, i-a și cumpărat ceva. Ca așa de la mulți ani, știi. Un gest, mă, un gest, nu spun ceva, scump, un gest. I-a cumpărat ceva, i-a trimis și lui Sami Brucantal. Am văzut, Răzvan, că ea a făcut acest cadou, aceea postare, că părea că, domnule, și o postare din partea mea la Luca Turcan la mulți ani. Și acum, domnule, la Luca Turcan, văzând ce val s-a iscat... Văzând că n-ați înțeles niciunii postarea domniei sale și că ați comentat-o în sens malițios și că dumneavoastră cu prezentatorii dumneavoastră de televiziune v-ați clizit pe la TV, în talk show-uri. Da. Bă, la video-uri de acest calibru, râzând de doamna Raluca Turcan. Adevărul e că a fost, atenție, și o reacție disproporționată. Doamna Raluca Turcan doar a urat la mulți ani, în sensul că, și bănuiesc că asta n-a citit. Na, și dacă cred că asta spune. Domnule, în sensul că, știi cum e, domnule, în sensul că la mulți ani să se tot pomenească despre domnul. Bravo. Da, istoria să fie proclamată. Să dăinuiască în veci memoria sa. Aia, ia să ce zice doamna. Sunt nevoită să fac câteva precizări acum, cu întârziere, pentru că am fost blocată. Și nu în trafic, ci într-o întâlnire la Constanța. A blocat-o Facebook ca pe mine. Ok. Ca pe tine, doar pe Donald Trump l-a mai blocat. Și pe Șoșoacă. Pe Șoșoacă, nu chiar așa. A fost blocată într-o întâlnire la Constanța timp de mai multe ore. Practic au sequestrat oamenii la Constanța. Asta e intenționat, îți dai seama, ca să nu poată răspunde. Ca să nu poată răspunde, evident. Nu mi-am putut imagina interpretările de pe pagina de Facebook. Acesta este mesajul pentru oamenii de bună credință care vor să-l citească. Noi suntem oamenii de bună credință care vor să-l citească, doamna Turcan. Că poate vă întrebați oricare ar fi aceștia. Deci am terminat cu... Nu mai suntem jurnaliști ostili de acum înainte. Să ne scoateți de pe lista aia, că uite, suntem de bună credință. Puteți să ne scoateți și pe noi de pe lista. Dacă se poate. Dacă puteți să mă ștergeți și pe acum. Sau măcar pe unul dintre noi, să nu stăm amândoi. Să avem jumătate. Facem paritate. Fiți atentă, doamnă, că vă citim tot mesajul. Așadar, virgulă. Păi de ce scrie așa, dar virgulă și încep cu literă mare? Uite, ia, uite de ce rămân pe lista aia de dușmănoși. Spunem la mulți ani, virgulă, Mihai Eminescu, dar nu spunem, doamnă, cu L mare, M mare, A mare. Hai, domnule, că prea ești chiții bucea. Bă, dar nu mă pot abține. În fiecare an de 15 ianuarie. Cine spune asta? Spuneți cine? Voi, dumneavoastră și domnul Bulai, cine? Domnul Bulai și doamna Raluca Turcan. Ce domnule? Suntem mândri de moștenirea lăsată nouă tuturor prin geniul creator al lui Mihai Eminescu. Vezi că am pis-o spre Eminescu. Poetul nepereche al neamului românesc. A zis-o pe aia cu poetul nepereche. Radule, a zis-o pe aia. Cine a mai zis-o ultima dată? N-am mai auzit-o? Deja, da. Înainte de Revoluție nu s-a mai folosit. Eu am mai auzit-o, să știi. De când eram mic. Era copil când am auzit ultima. Prin acel la mulți ani de 15 ianuarie marcăm în fiecare an ziua de naștere a marelui poet. Similar, astăzi, 26 iulie 2021, adică ieri, marcăm 300 de ani de la nașterea baronului Samuel von Brucantal. La nivel local, moștenirea culturală lăsată de Samuel von Brucantal va dăinui și... Și aici a început. Știm, am înțeles asta, știm asta. Da, domne, să-i dea Dumnezeu sănătate, că mare om a fost. Pentru cei care vor să-l descopere pe Samuel von Brucantal, merită încep... Bă, ce legătură are asta, mă? Cu același nume, imagina... Cine a zis că ăsta a fost mare om, mare caracter? Păi știam, de ce i-a zis la mulți ani? Așa... Și muzeul e deschis miercuri de la ora 9. Că și lui Eminescu îi spune la mulți ani de ziua lui. Păi îi spune în greșit că și lui. Că să dăinuie peste veacuri moștenirea asta. Despre asta e vorba, domnule, că atâta v-am văzut găsind... Despre baronii PSD cu 4 clase și doctorate furate și care acum simt din nou nevoia să se dea deștepți... De la baronul Brucantal la baronul PSD. Să nu se panicheze că vor avea și ei muzeul lor, muzeul Jilava.
lor la mulți ani cu executare. Uite, vezi că are și doamna Raluca Turcanu umor. Are ani, e hazlie, mă. Poți să spui despre dânsa orice, orice, dar nu că nu-i hazlie. Adică spui Raluca Turcanu, spui stand-up comedy chiar și când stă. Nu neapărat, nu neapărat. Dar de ce? Nu? Are, îi place și ei să glumească. Are nici dar la petreceri umoristice. Nu, lăsați-mă. La petreceri. Vă rog. Nu așa, tot timpul glumim, tot timpul râdem, că trebuie să fim și serioși. Dar la petreceri merge o glumă din când în când, după două, trei noapte. Adică genul acela, doamna Raluca Turcan, genul acela care spune, hai să lăsăm și gluma deoparte și să vorbim și serios. Și dacă lăsăm gluma deoparte, hai să mergem către domnul Pavel Popescu, care are și el niște necazuri, vă dați seama că așa e viața. Dacă nu îți spune în față necazuri, parcă nu simți că trăiești. Domnul Buzăianu, înainte da. De situația domnului Pavel Popescu, are sau nu are necazuri? Că eu nu, da, trebuie eu văzut, nu sunt lămurit. Trebuie văzut, da. Ne-a trimis artistul Marian Avramescu o caricatură cu ocazia doamnei Raluca Turcan. Opa. Da, și a baronului Samuel von Bruckenthal cu următorul comentariu. Cu susținerea baronului Samuel von Bruckenthal, ați devenit liderul partidului. Dacă pe Câțu nu s-ar trezi să-l sprijine George Washington. Pentru că, vezi tu, e important în plan local Samuel von Bruckenthal, dar George Washington, președinte american, întotdeauna. Plus că e și pe bagnotă. Bagnotă aia care. Păi ce bagnotă e Bruckenthal? Dacă de acolo plecăm. Îi mulțumim artistului Marian Avramescu și mergem la acest subiect pe care l-ai anticipat tu, chestiunea sectorului 4. Nu știu în ce măsură vrei să-l integrezi în discuție pe domnul Pavel Popescu, președintele ales al PNL sector 4. Eu am zis că e un necaz pentru că e vârât în discuția în legătură cu doamna angajată la Transelectrica, doamna aceea care dansa din buric și era și polițistă din când în când. Nu, ai greșit. Doamna nu. Care era polițistă și mai dansa din buric din când în când. Nu știu, asta e o proporție pe care o stabilește istoria. Vă reamintiți, ieri am discutat speța fabuloasă a unei doamne care, mă rog, călcând pe urmele părintelui, lider sindical în poliție, a devenit polițistă vreo 10 ani și a petrecut din viața acolo. În timpul liber dansa în buric și bine făcea că făcea asta și făcea și bani cu asta. Și apoi și-a deschis o academie de make-up. De make-up. Credeam că mai trebuie să zic ceva, dar nu, așa nu. Este aici, academie de make-up. Ieri am prezentat-o în toată splendoarea sa, în toată vila sa, vila sa fiind splendoarea despre care vorbesc. Și, desigur, am menționat și că a devenit, în urma unui concurs, desigur, că nu se respectă procedurile, consilier la compania care asigură mentenanța sistemului energetic național, Smarte, sau o companie subsidiară a Transelectrica. Și noi ne-am bucurat. Ne-am bucurat pe de-o parte, pe de-altă parte... Păi ce? Ne-am bucurat pe toate părțile. Ne-am și îngrijorat pentru că s-a lansat așa în spațiu public o campanie împotriva dânsei. Mie mi s-a părut o femeie demnă de apreciere în sensul că vrea să muncească, vrea să și polițistă, și cu buricul, și cu Transelectrica, și cu... Deci în toate... Muncește cu toate părțile, domne, cu corpul. Ce să mai? Deci adică mai rar. Polițist la rutieră, trebuie să alegi după mașini, te ții după ele, da. După care urci un pic la nivel de buric, cum s-a ajuns la nivel de cap, pentru că a trecut în mâini make-up și acum cu capul consiliază. Ce s-a întâmplat de ieri până astăzi, dincolo de postarea domnului Pavel Popescu, cu care sper să intrăm în legătură telefonică directă cât de curând, care menționează că doamna nu este membru, nu este membru al Partidului Național Liberal Sector 4, a și publicat un extras din evidența populației, era să zic, din evidența membrilor, însă a început să ruleze pe interneturi, altfel n-am cum să le spun, această imagine de la conferința locală a sectorului 4, atunci când a fost ales președintele, echipa de conducere, și ce să vedeți între membrii aceștia cu ecuson la gât, o identificăm și pe doamna Paraschiv, ca fiind delegat la acest congres și de regulă delegații sunt și membrii, domnul Buzăianu, că doar nu vine delegat de la PSD la alegerile de la PNL Sector 4, mă da, gândesc. Delegat, scris legat. Adică scris legat că pentru așa... că poliția te mai și leagă din da, când în când. Deocamdată, sigur că am văzut că la Apele Române scandalul acela s-a lăsat și cu altfel de legături și altfel de legat. Aici nu e cazul deocamdată, dar o altă acuzație care planează deasupra domnului Pavel Popescu. Suspiciune, nu acuzație. Suspiciune, că dar... nu suntem la parchetul general. Nici măcar suspiciune, că suspiciune deja e mai multe. Deci o acuzație în sensul că, domnule, oamenii spun că cum e posibil să fi participat și dânsul la angajarea domniei sale la Transelectrica. Asta e speculația apărută în presă și pentru a o demonta, pentru a asculta argumentele conducerii PNL Sector 4. Îi spunem bună seara și mulțumim pentru că a acceptat invitația noastră președintelui acestei organizații, domnul deputat Pavel Popescu. Bună seara, domnule deputat! Bună seara! Domnule deputat, ați văzut cam care unde lăsasem discuția aseară. Discutam despre cariera, opera, viața și opera doamnei domnișoare în cauză, angajarea în urma unui concurs la compania respectivă. De ieri până astăzi noi v-am citit postarea. I-am îndrumat și pe telespectator să vă citească postarea.
Dar între timp a apărut această imagine și vă mărturisesc că niște explicații ar fi mai mult decât binevenite, în sensul în care, deși dumneavoastră spuneți că nu e membru la PNL Sector 4, o vedem și, spre deosebire de Steaua lui Eminescu, chiar e. Vă ascultăm. Important ce am scris ieri pe Facebook și mă auziți? Acum vă auzim perfect. Da. E foarte important ceea ce am scris ieri pe Facebook, pentru că, vedeți dumneavoastră, când se construiesc astfel de mizerii, de povești pentru a denigra o organizație politică, un partid politic, o persoană, un lider politic sau o persoană în cauză aici în speță doamna respectivă, se amestecă niște informații care dau deliciul publicului, știți? Și în momentul respectiv ajungem la un rezultat și ăsta este motivul pentru care nu am vrut să intervin până acum, dar trebuie să fac niște clarificări. Un rezultat care cel puțin pe mine mă doare, și anume distrugerea imaginii unui partid politic, ceea ce nici eu, nici echipa din care îmi fac parte nu doresc să se întâmple. Știți cum? Nero, când a părăsit Roma, a dat foc Romei. Cam asta un gest urât mea, și toată lumea a recunoscut. În aceste zile și vă voi face câteva clarificări foarte simple. La congresul PNL Sector 4 au fost peste 170 de invitați. Deci, cu siguranță, doamna domnișoara respectivă nu este, n-are cum să fie delegat, n-avea cum să fie delegat, pentru că nu există în baza de date. Vă dați seama că ieri când am citit știrea, am verificat în mod instant care sunt persoanele cu numele de paraschiv și am făcut public. Este baza actualizată a Partidului Național Liberal de pe rețeaua națională cât și locală. Deci nu există acest scenariu, este un scenariu mizerabil creat în spațiu public, așa cum a fost, de exemplu, pentru că ați văzut că în spațiu public s-a vehiculat un alt nume, târâit și el prin o grămadă de scandaluri din cadrul organizației Sector 4, din cauza faptului că are o altă culoare a pielii. Stați, la ce vă referiți? Acel coleg al... Acolo e vorba de un coleg din cadrul organizației pe nume Motu. Cred că vă referiți la zvonurile care au circulat odată cu această poză, că numirea, mă rog, angajarea doamnei în cauză s-ar fi făcut la rugămintea, ca să nu spunem presiunile, unui coleg care de-a lungul timpului a fost asociat unei zone mai degrabă controversate, ca să nu zic unui clan de interlop. Poate ar fi bine să lămurim și această chestiune. Credeți-mă, conduc probabil cea mai grea organizație a Partidului Național Liberal din București, una dintre cele mai grele. Din punct de vedere al modului în care se face politică în sectorul 4, eu mă lupt cu clanurile interlope în sectorul 4, drept urmare am și procese penale cu cei care au fost girați de clanuri, procese penale, procese pe rol decât din partea celor care sunt girați de clanuri interlope. Cine mă cunoaște pe mine știe foarte clar că vin și spun întotdeauna atunci când îmi pot asuma niște colegi care sunt colegi de partid, dar fac clarificări cu privire la faptul că această poveste este o... Opa, s-a întrerupt. Gata, vă reauzim. Da, m-auziți? Acum vă auzim perfect. Dar ce este această poveste? Adică ce vi se pare în regulă în legătură cu aceasta? Adică e ceva ce a apărut în spațiu public și e normal să fie discutat. Doamna totuși a fost angajată într-un mod extrem de straniu. Păi da, înțeleg acolo. De la domnul președinte Popescu următoare informație. Doamna nu face parte din organizația sa. Da, asta probabil că e o speculație. Păi nu, dar tocmai asta, tocmai aici s-a atașat și numele meu. Da. Este foarte simplu să vii să atașezi un nume a unei doamne domnișoare care lucrează într-o companie, oricare ar fi ea, de un nume politic sau de organizație, de către cine? Haideți să clarificăm. Unde a apărut această informație? A apărut pe site-ul lumeapolitica.ro, site deținut de contracandidatul meu de alegerile din 6 iulie, care, a cărui meserie este exact aceste gesturi pe care le-a făcut inclusiv în
perioada de timp cât a fost în conducerea organizației PNL Sector 4. Deci dumneavoastră considerați mai degrabă că e o denigrare, că e o invenție. Da. Păi nu consider, știu cu certitudine că aceste denigrări au început cu ceva timp în urmă, vor continua și continuă, slăbind tot ceea ce înseamnă imaginea publică a Partidului Național Liberal în spațiul public și acest lucru se întâmplă în special din partea unei, nu știu dacă aș putea spune, unei grupări de oameni care folosesc aceste procese de șantaj, de denigrare, tocmai pentru că au pierdut în procesul de alegeri și li s-au, și vă spun foarte deschis, li s-au deranjat niște interese financiare. Eu mi-am asumat acest lucru. Sigur, știți că pentru astfel de afirmații ar trebui să prezentați o serie de dovezi, dacă duceți discuția în concret. Că e o acuzație gravă, interese financiare. Nu voi duce discuția în concret, tocmai pentru că sunt împotriva alimentării unor minciuni care vor decredibiliza. Dar ca să simplificăm și să recapitulăm. Doamna nu face parte, spuneți, din organizația dumneavoastră. A participat ca invitat la această conferință de alegeri. Invitat, nu știm din partea cui. Deci, cu siguranță, adică să știți că procesul de vot acolo ca delegat a fost atât de meticulos, ca să spun așa, supravegheat de toți contracandidații, încât în curte, într-adevăr, au fost peste 170 de invitați. Cred că pot consulta și listele care... Pe pandemie, vă dați seama câți veneau altfel. Da, deci n-a fost nicio suspiciune de fraudă, dacă trebuie să spunem lucrurile acestea. În schimb, a fost o atitudine foarte exigentă a bodyguard-ului, ce mă aminte, în ceea ce îl privește pe Ludovic Orban. Știu, eu nu am intervenit pe acest subiect, dar dacă îmi dați 30 de secunde, vă explic și acest lucru. Da, chiar vă rugăm. Nu a existat, ca să fac și la dumneavoastră această clarificare. Au fost trei organizații, organizația sectorului 1, 6 și 4, care au făcut acest eveniment în Curtea Modrogan și care au folosit exact aceleași companii, exact aceiași angajați, adică aceiași băieți, pentru fluidizarea fluxului de persoane în procesul de vot. Vă dați seama, am avut tot guvernul acolo, am avut peste 170 de invitați pe care nu știam, onest, pentru că fiecare și-a adus invitații. Unul dintre invitați fiind chiar doamna Nimbacine. Cine doamna aceasta și îmi pare foarte rău că este mascată de către persoanele din față, că am fi putut să vedem ecusonul, știți că poate că ar fi fost interesant. Mă rog, lăsăm asta la poate scrie invitat, poate scrie... Am înțeles explicațiile dumneavoastră, domnul Popescu. Pe de altă parte vă spun, nu voi alimenta această poveste care, repet, este o poveste cu un soi de ciorbă reîncălzită a organizației PNL Sector 4, care este într-adevăr targetată ca și alte organizații, pentru că în această competiție politică internă sunt două tipuri de abordări. Abordarea echipei din care fac și eu parte, în care niciodată nu vrem să ne denigrăm un coleg de partid doar prin simplu fapt că am fi pierdut, da, într-o altă organizație, cât și abordarea prin care răzbunarea aceasta... Da, înțeleg. Acum, pe de altă parte, domnule Pavel Popescu, fata este angajată la Transelectrica. La o companie de sub umbrela Transelectrica, la Smart Test. Și e angajat-o, că angajările astea se fac totuși și pe politică. Am văzut că concursul a fost o mizerie, adică dacă stai să te uiți la concursul ăla, e o glumă proastă. Sancțiune în limbaj. Deci, da. O glumă proastă. Ascultați-mă, eu pe acest subiect nu mă pot exprima, în primul rând, pentru că sunt împotriva numirilor politice și suntem acuzați noi, partidele politice, că facem numiri politice. Drept urmare, doamna nu este membru al organizației din care fac parte și discursul cu concursurile cred că ar trebui să fie unul onest, adică trebuie să existe un concurs. Așa. Ceea ce îmi spuneți cu privire la acest lucru era cam nu mă privește subțire din punct de vedere al criteriilor. Și nu are da. Legătură pur și simplu cu organizația din care... Da, organizația dumneavoastră a primit posturi pe zona asta, Transelectrica, companii similare? Organizația noastră nu a primit
posturi pe Transelectrica și companii similare, pentru că partidele politice nu primesc posturi pe pe organizații. Păi nu sunt și numiri politice acolo? Dar, o secundă, eu nu știu să fi fost numiri politice în anumite companii de stat. Eu știu doar că în anumite companii de stat, de fapt în ministere și în companii de stat, există oameni care sunt și membri a unui partid politic. Păi și ce aurile cum? Ia, că n-am înțeles. În ce aur nu sunt puși oameni pe criterii politice? Nu știu, nu știu. De cum nu știți procedura, domnul Pavel Popescu? Ce mai până acum ne-am înțeles ca oameni și acum ce că... La Apele Române, de exemplu, se făceau numiri politice, domnul deputat. La ce vă referiți? La numiri politice la Apele Române. Asta știm cu toți, dezgropăm morții, da. Bun. Deci din punct de vedere al cazului pe care mi l-ați expus, am ieșit și am spus public că, în opinia mea, este un simplu proces, adică un proces mai complex de denigrare a unei organizații din care fac parte. Asta am înțeles, mai repetați că am reținut asta. Deci dumneavoastră susțineți că este un atac, o tentativă de a vă denigra dumneavoastră imaginea prin asocierea cu această doamnă domnișoară. Nu ar fi prima și le voi primi cu bucurie atâta timp cât nu le mai repetăm, moral și mental știu că fac ceea ce tot ceea ce îmi stă în putință ca să facem puțină curățenie, ca să o citesc președinta organizației de București. Am înțeles. Mulțumim, domnule deputat Pavel Popescu, președintele PNL Sector 4, pe subiectul acestei angajări spectaculoase care a captat atenția opiniei publice. Mergem mai departe, domnul Buzăianu, pentru că sunt și alte subiecte pe ordinea de zi. Mai aveți și alte subiecte pe ordinea de zi? Se întâmplă niște lucruri grozave la primăria sectorului 1. Ați văzut că... Faci ce faci tot la primăria sectorului 1, tragi, domnul Buzăianu. Se mișcă lucrurile acolo, sunt niște întâmplări importante petrecute astăzi. Să spună una alta, există această stare de alertă pe zona de gunoaie în sectorul 1 și nu prea există. Adică ea teoretic există, practic lucrurile cam stagnează acolo. Haideți să vedem ce se întâmplă. Starea de alertă din sectorul 1 nu pare să fi rezolvat până acum problema gunoaielor. Chiar dacă primăria a desemnat o nouă firmă pentru colectarea deșeurilor, orașul este mai murdar ca niciodată. Prefectul Alin Stoica susține că va mai dura până când se va face curățenie. Măsurile deja au fost stabilite și în acest moment se acționează pe stradă, se ridică gunoaiele. Se vine că nu se poate rezolva într-o singură zi, având în vedere că acumulare de deșeuri, dar capacitatea a fost sporită și urmărim în fiecare zi evoluția. Avem și întâlniri cu Romul Prece, cu primăria sectorului 1 în fiecare zi, în așa fel încât să găsim, mergem pe toate căile posibile pentru a rezolva situația, în sensul de a avea niște servicii de salubrizare care să funcționeze. Primarul Clotilde Armand a semnat un nou contract pentru ridicarea gunoaielor cu firma Braicata, după ce prefectura și-a dat acordul pentru decretarea stării de alertă. Ambele firme ridică, și Romprest și firma contractată de curând de primăria sectorului 1. Ambele ridică gunoaiele, de asemenea poliția a intensificat controlele, pare și sprijinul poliției naționale. Dacă va fi nevoie, vom solicita și sprijin din partea polițiilor locale din celelalte sectoare. Șeful Gărzii de Mediu anunță la rândul său că strângerea gunoaielor a început din centrul orașului. A început strângerea gunoiului cu centru, partea de centru vechi, unde a intrat și a doua firmă. Majoritatea deșeurilor, ca să nu spun în procente așa, spre 70-80% din cele abandonate stradal provin din renovări de apartamente și din birotică, ceea ce ne arată că de fapt avem o irresponsabilitate pronunțată în rândul cetățenilor care își amenajează apartamentele, ce am găsit pe teren, de fapt. Citesc un titlu de pe Spot Media. Romprest ridică gunoiul înaintea Braicata. Vom semna contract și cu un alt salubrist. Deci eu acum stau și mă gândesc totuși ce se întâmplă în această situație în care ne aflăm cu acest sector, în care se tot angajează salubriști pe lângă Romprest, căruia trebuie să-i plătim până la urmă niște, sau va trebui să-i plătim noi, cei din sectorul 1, nu? Vom trebui să-i plătim niște despăgubiri. Vine în continuare cu Braicata, căruia îi plătim și ăstuia, salubristului ăstuia, iară niște bani. Este un salubrist interimar.
temporar. Bă, mai vine și altul, vă dați seama. Impresia mea este că toți banii îi vom da în curând și ne vom și împrumuta să ne permitem salut. Toți banii se duc în zona aceea. După o scurtă pauză, vom sta de vorbă cu jurnalistul Ioana Enedogeu de la Spot Media cu niște informații interesante legate de acest canal, pentru că doamna Clotilde Armand a avut o reușită decisivă astăzi. Vom intra în cadrul acestei reușite a doamnei Clotilde Armand și vom da mai multe detalii după pauză. Contractul acesta nu este contractul cu salubristul, contractul care va asigura serviciile de salubritate timp de 30 zile. Este un contract pe câteva zile până atribuim contractul cu salubristul care o să vină. Acest contract care va fi... licitația este în curs, acest contract va fi atribuit mâine, cel târziu, poi mâine, o să vă punem contractul la dispoziție, o să vedeți absolut tot, exact cum contractul actual pentru câteva zile este disponibil pe site-ul ADP, exact la fel o să procedăm cu acest contract pe 30 de zile. Când a fost semnat contractul cu Braicata, cel care spuneți că este pentru câteva zile, a fost semnat înainte de ora 00 când s-a impus starea de alertă? Încă o dată, se face o confuzie. Da? Contractul care, cu salubristul care va fi semnat și care va fi aplicat, care va fi implementat în aceste 30 de zile, nu a fost atribuit încă. Da? Licitația este în curs și mâine, poi mâine, vom atribui acest contract și vom semna acest contract. Tot cu Braicata? Asta o să vedem. Nu? O să vedem care este firma care va câștiga, nu știu încă. Contractul de care vorbiți este un contract pentru câteva zile pe care avem dreptul să-l facem. Este o achiziție directă și da, era o necesitate. Deja permite în câteva zile, înainte să faci o licitație mai mare pentru 10 de zile, îți permite să faci o achiziție directă pentru câteva zile, înainte ca contractul propriu-zis cu salubristul să fie încheiat. Are doamna Clotilde Armand felul ăsta de exact, să fie încheiat. Punem un mic contact aici, mai punem un mic contact aici, uite așa face și... Tot cu Braicata? Nu știu, mă mai gândesc să-i văd. Dacă se poartă frumos, poate găsesc pe altcineva. Nu am de unde să știu încă. A fost o replică dată astăzi, dincolo de ce am văzut deja în materialul selectat de colegii noștri. La un moment dat susține că acest contract e disponibil, asta ați auzit, pe site-ul ADP, pentru că ADP a încheiat acest contract, da, cu Braicata. Și întrebarea jurnalistului a fost de ce ADP a încheiat acest contract cu Braicata, pentru că ADP are în gestiune, în administrare, anumite spații din sector. Da. Deci nu... Ori Braicata doar nu va ridica gunoiul doar de pe spațiile ADP. Și ăsta s-a uitat așa, parțial neînțelegând, revoltată, da, spațiile verzi, și spune, nu, nu, peste tot se va ridica. Și atunci de ce ADP? Și a schimbat privirea în semn de altă întrebare. Înțelegi? Ca la Ciordache, altă întrebare. Lăsând lucrurile în felul acesta. Mă rog, asta e ultima problemă care merită supusă discuției, fiind foarte multe chestiuni care, într-adevăr, în mod justificat, trebuie dezbătute, domnul Buzean, pentru că nu se mai poate. Nu se mai poate așa. Informația zilei asta este aceasta. Clotilde Armand a obținut mandat pentru rezilierea în instanță a contractului cu Romprest. Să-mi spuneți dacă o avem pe Ioana Dogeoiu la telefon. Bună seara! Spunem bună seara, doamna Ioana Enedogeoiu. Bună seara! Bună seara! Cum ar trebui, doamna Dogeoiu, cum ar trebui să parcurgem acest subiect al sectorului 1 și pe zona de salubrizare? Că pare că totuși e o încurcătură din care nu se mai iese. Pare că e ceva din care nu putem să ieșim cu viață. Putem să ieșim cu viață, dar dacă dorim să ieșim. Da, trebuie să ne și propunem, corect. Dacă nu ne propunem să ieșim, ci ne propunem să construim un adversar cu care să ne tot luptăm pentru a ne eroiza, atunci da. Trenul de Buzău. Cam așa se va întâmpla. Adică, ce vreau să spun? Avem un contract prost. Un contract păgubos pentru primărie, pentru cetățeni, pentru buget, pentru ce vreți. Și prin durată, și prin clauze, și prin... Am discutat despre asta și am rediscutat. Este evident un contract prost, dar el există.
Domnul Bolojan a explicat domnului Arma ce are de făcut, care două căi în față, mari și late. Ori renegociază ceea ce doamna Arma, în mod evident, nu a vrut, nu a putut, nu contează, nu s-a întâmplat, ori reziliază. Ceea ce, iată, încearcă acum să facă, a primit mandatarea Consiliului. Dar rezilierea nu este că te duci în instanță și zici, mie nu mai-mi convine contractul. Asta nu se poate. Tu, ca să te duci în instanță, să ceri rezilierea. Pe de o parte, trebuie să există o neexecutare din partea celelalte părți pe care tu s-o dovedești și care să nu-ți fie imputabilă. Adică partea care cere rezilierea trebuie să fie ea cu datoriile la zi, cu obligațiile ei la zi. De asta au și pus în hotărârea de Consiliul Local că doamna Arman, într-un fel au ajutat-o, că doamna Arman trebuie să execute contractul cu Rompresc. Dacă tu te duci în instanță și spui, eu nu mi-am executat obligațiile, dar vreau să reziliez, pierzi de pe scaun. Nu există așa ceva în materie contractuală. Între timp au început popririle. Dacă vă uitați pe portalul judecătoriei sectorului 1, este o cerere de validare a popririi conturilor din trezorerie ale primăriei făcută de Rompresc. Da. Mai urmează. Situația e foarte complicată și dacă o va aborda în continuare și rezilierea, cum a abordat până acum toată povestea, eu văd la orizont niște penalități de o să plătim tot, o să plătească sectorul 1 până la adânci bătrâneți și ale doamnei Arman și ale noastre. Eu am mai văzut un faliment, sigur, nedeclarat, la primăria Capitalei. Acum, poate că se întrevede așa ceva și la primăria sectorului 1. Ne permitem acest conflict? Într-adevăr, conflictul, să zicem că poate are o argumentație în sensul contractului acelui păgubos, dar trebuie să ne și permitem conflictul acesta. Starea mea pe care o am în legătură cu acest scandal este că nu ne permitem așa ceva. Ne permitem ceea ce este legal. Adică dacă tu îți îndeplinești obligațiile tale, poți să ceri rezilierea și dacă există neexecutări din partea cealaltă pe care le poți dovedi, atenție, le poți dovedi da. Concret, cu procese verbale, cu documente, atunci poți obține rezilierea și ar fi bine să se obțină rezilierea acestui contract care nu este deloc bun pentru primărie. Dar, repet, totul trebuie făcut în condiții legale și mai aud ceva. Lasă, domnule, și dacă e păgubos, nu contează să se ducă, să se termine cu contractul. Nu. Pentru că stabilitatea contractelor este fundamentală pentru funcționarea economiei, a societății. În momentul în care începem să considerăm că ne putem juca cu contractele oricum, nu mai convine mie să-l plătesc, păi mâine electrica o să zică, păi eu nu mai vreau să furnizez curent electric. Nu mai vreau. A existat acest argument într-o discuție chiar în cadrul emisiunii noastre dintre domnul deputatul SR Zeidler și avocatul Rompresc, domnul Iancu Toader, cu privire la plăți. Și domnul deputat Zeidler de la USR Plus a explicat, domnule, noi am plătit. Doamna Clotilde Armand a achitat întotdeauna facturile aferente gunoiului menajer, ridicării gunoiului menajer. Și avocatul Rompresc a replicat, da, dar serviciul este unul integrat. Nu poți alege să plătești doar ceea ce îți dorești. Și aici a existat un întreg clivaj în jurul acestei discuții, inclusiv în rândul telespectatorilor. Unii erau de părere că plătești ce îți dorești, alții spuneau că trebuie plătit totul și e greu de ajuns la adevărul juridic în această chestiune. Nu e greu pentru juriștii pe care i-am întrebat eu. E chiar foarte simplu, se numește imputația plății. Nu poți să plătești ce vrei tu. Decât dacă iar ai niște hotărâri de instanță care îți permite acest lucru, adică ești cumva autorizat să faci ce vrei tu. Simplu fapt că tu spui, băi, eu ți-am plătit aia. Nu. Tu ai plătit o parte din datorie. Asta e altceva. Dar, repet, aș vrea să fiu foarte bineînțeleasă. Eu nu plădesc cauza Rompresc și nu consider că acest categoric. E bun. E prost. Categoric. E foarte prost. A fost o calamitate. A fost redus de la 25 la 18 ani, mai sunt câțiva ani din el, mă rog. Dar hai și modul în care a fost atribuit e unul discutabil. E discutabil, dar e închis. Da. Adică acolo e închisă treaba. Dacă nu se invocă acea nulitate, acele probleme ale procesului,
procedurii de atribuire în termen, la revedere, s-a închis, e hotărâre definitivă, la revedere. Deci ai o pistă pe care nu mai poți să mergi. S-a terminat. Dar aici noi admitem stângăcia acțiunilor doamnei Clotilde Armand împotriva acestui contract păgubos, că pare totuși o activitate destul de stângace a doamnei Clotilde Armand, văzând totuși ce se întâmplă, că avem deja un an aproape de mandat din partea doamnei Clotilde Armand în care stăm cu gunoiile astea pe străzi. Adică totuși trebuie să clarificăm, un an în viețile noastre, e un an în viețile noastre în care am stat în gunoiile astea. S-a rezolvat ceva în parcursul acestui an? Eu văd că mare lucru nu s-a rezolvat. Acum s-au acumulat penalități. Da, se acumulează penalități. Starea de alertă. Și aici e o chestiune interesantă. Înțeleg că România e în stare de alertă, dar și sectorul 1 e în propria stare de alertă. Deci este o dublă stare de alertă la nivelul sectorului 1, o chestiune atipică, nu știu dacă am mai experimentat România așa ceva, o stare de alertă suprapusă cu o stare, altă stare de alertă, dar această stare de alertă de la nivelul prefecturii îi permite doamnei Clotilde Armand să intervină cu alte companii. Și aș vrea să dezbatem puțin subiectul atribuirii acestui contract, acestui mini-contract, acestui contractel, să-l numim ca atare, în 3 minute. Ne-a spus doamna Clotilde Armand și apărătorii domniei sale că nu e niciun fel de problemă. Ăla e un contract mic pentru o problemă urgentă, se intervine, se eculege totul și nu era nevoie de mai mult de 3 minute pentru o procedură transparentă și corectă. 3 minute! Mă rog, imaginează cineva că dacă tu nu știi că el va apărea pe site așa, tu firma ai nimerit acolo când s-a publicat. Pa, ce noroc, al naibit. Uite pe ce am dat eu aici. Stăteam așa, dădeam și eu F5 așa, să văd și eu ce mai apare și deodată, hăț, a apărut contractul. Bun, aici sunt niște probleme, după părerea mea, destul de mari. Pe de o parte, faptul că nu se respectă obiectul contractului și nu spunem noi, spun filmările doamnei Armand. Vă duceți aminte, în noaptea, primele minute ale stării de alertă, a pus pe Facebook-ul personal o filmare cu băieții de la Braicata care adunau coșuri de gunoi. Nu erau pe spațiile verzi, erau pe stâlpi. Deci doamna Armand a filmat încălcarea obiectului contractului, da? Da. Nu noi am creat confuzia. Doamna Armand a vorbit duminică despre acest contract ca fiind contractul alternativ la RomPress. Nu noi am spus asta. Eu spun de sâmbătă arătați contractul. Vreau să văd contractul. Contractul. Susține doamna primar că ar fi publicat în momentul de față pe site-ul ADP. Este. L-am văzut în toată splendoarea lui, este acolo, dar e este ceva exact... deosebit? Păi exact ce ne așteptam. E un contract pentru spații verzi, îl văzăm pe SEAP, dar nu știam că despre acela e... Adică, nu știam, nu aveam certitate, e vorba despre el. Că acolo se vede și clar că a fost făcut în 3 minute. Dar acolo scrie că e contract pentru spații verzi. Ei înțeleg că au adunat pe la gară. Normal ne spuneau, azi noaptea au adunat la gară. Care e spațiul verde de la gară? Parcul din fața Ministerului Transport. Păi a fost adresată această întrebare astăzi doamnei Clotilde Armand și a spus de ce contractul este semnat cu cei de la ADP dacă nu se referă exclusiv la spațiile verzi și dânsa a spus se referă la gunoiul din sectorul 1, asta este important. Și sigur, e important să ne referim la gunoiul din sectorul 1, dar e și juridic, logic să ne referim la un contract cu ADP ca acoperind întreg sectorul 1? Nu, pentru că dacă l-a încheiat ADP, firma trebuie să adune de pe spațiile verzi care țin de ADP. Sunt tot felul de artificii pe care doamna Armand le încearcă și care într-o zi îi pot exploda în față. Lucru care, pe care eu nu mi-l doresc. Pentru că toate exploziile astea pot să însemne prejudicii și penalități. Asta tot încerc să spun de zile întregi. Încrederea în doamna Armand, buna credință probabil a doamnei Armand, pe care eu nu pot să-i o contest, sigur că are prezumția de bună credință și de nevinovăție. Nu i-o pune nimeni sub semnul întrebării, categoric. Dar trebuie să acționeze în interesul cetățeanului. Avem un contract prost și păgubos și îl facem și mai prost și mai păgubos? Asta e întrebarea până la urmă. Cam asta e situația în care ne aflăm, asta e starea în care ne aflăm, starea de alertă. Acum, pe de altă parte, faptul că reprezentanții PNL din Consiliul Local s-au poziționat împotriva doamnei Clotilde Armand pe această chestiune, îi face adversarea luptei împotriva mafiei, am încheiat citatul, sau oameni care își dau seama că un consilier local, spre deosebire de un parlamentar, răspunde pentru votul său, inclusiv pecuniar, într-un anumit context.
Există și această componență. De asta și-au luat toate măsurile pe care și le-au luat în amendamentele din hotărârea de astăzi, pentru că orice jurist cu ceva experiență se așteaptă la un final cu potențial periculos, ca să nu spun mai mult. Pe de altă parte, acum să nu ne iluzionăm. PNL-ul este PNL. PNL-ul a făcut parte din USL. Sunt niște istorii. În vremea administrației PNL a fost încheiat acest minunat contract, nu? Chiliman, categoric. Deci, hai să nu uităm nici lucrurile acestea. Ele există, indubitabil că există. Și indubitabil există între PNL și doamna Arma o bătălie politică. Putea să o anticipeze pe vremea când au câștigat împreună alegerile. Dar, iarăși, altă discuție. Foarte devreme a început conflictul, cel puțin a la sectorul 1. Foarte devreme. Și pentru că doamna Arma, senzația pe care o am, și nu e o acuzație, este pur și simplu o senzație, este că doamna Arma vrea să ostoiască dorul de Chiuveși. A simțit acest potențial în societate, această nostalgie după amazoana justițiară, care, nu e așa, a obținut atâta susținere și are în continuare atâta popularitate, și atunci vrea să intre în acest contur. Numai trebuie să aibă foarte mare grijă cum intră în acest contur. Pentru că dacă misiunea doamnei Chiuveși chiar era justiția, asta trebuia să Asta facă. E diferența, că între un primar și un procuror șef de Direcție Națională Anticorupție, la capitolul responsabilității există niște diferențe. Dar doamna Clotilde a spus-o în clar, mă lupt cu mafia. Păi asta este problema, doamna Clotilde. Mesajul e clar transmis. Doamna Clotilde Arma este mai puțin preocupată de administrarea efectivă a sectorului și mai mult de imaginea politică pe care și-o creează. Nu e prima, trebuie să scu ce a făcut până la urmă. În mandatul de 4 ani plus un an al domnului Băsescu nu s-au întâmplat lucruri mărețe în București, de primar general, nu? Sub aspect administrativ, nu. Nu, dar și-a creat acea imagine extraordinară de luptător cu PSD-ul. Ne aducem aminte, conferințele de duminică, au fost multe, da? Da. E, care l-au propulsat spre... Deci poate să fie și un exercițiu de imagine, Ioana N. Dojoiu, în privința doamnei Clotilde Armand. Cred că este. Încerc să înțeleg cam încotro se duce doamna Clotilde Armand cu aceste demersuri. Mulțumim pentru intervenție, Ioana N. Dojoiu. Pentru comentarii, pentru explicații. Clotilde Armand. Luăm o scurtă pauză de publicitate, părerea mea sinceră, și apoi revenim cu niște subiecte care sunt convins că vă vor fascina. Știai că